Tu l-ai, Doamne! Ce secetă! Secetă ca secetă, că n-a plouat de o lună! Dar e o caniculă de mori, tată! 40 și ceva de grade la sol! Iacă-te, am terminat grâul de mult, de mult! O săptămână și ceva de recoltat! Acum tot ne gândim și ne facem planuri la, pentru roada la floarea soarelui. Ia că aici, în arătură, o floarea soarelui din, am spune, iunie, iulie. Omul ăsta aici a vrut să pună mazăre ca să-și facă planul ăla zie la Apia. A renunțat. A vrut pe urmă, era prea secetă, a vrut pe urmă să pună rapiță, iar a renunțat. Era seceta naibii, nu răsărea un fir. Iacă-te, crăpături în arătură, nimic de zis, nimic de zis. Nu? E un hibrid cu pălărie mică, a băgat, să zicem, până, da, mai are puțin, puțin de băgat până în mijloc. Da, o țâră rămâne seacă, dar ce îmi place că e foarte, foarte curată. Pe la el nu prea se plimbă oile printre rânduri pe margine pe aici, că nu are buruiană. A erbicidat, a făcut tratamente, a prășit omul cu o țâră de azot solid. Da, ca curățenie și tehnologie e bună, dar economic eu n-am tras linii, pentru că nu pot să trag la cineva care are tractoare bune, economice, fiabile, scumpe, făcute hăt peste mări și țări, că noi suntem fraierii, mă, v-am mai zis. Unii se supără, dar eu m-am născut în agricultură, am trăit, am crescut și am trăit cu refacerea economiei românești, industriei românești după război. Nu erau nimic, băi, tată, după, chiar și înainte de război. Aici, colo, niște fabrici de cuie, de agrafe, se mai făceau câteva avioane, se tentative de tractoare, o țâră de utilaje, cam ca acum, tată, cam ca acum. Ne întoarcem la epoca, nu feudală, cum să zic eu, mă, altfel nu mai știu, un scapă. Băi, ia că tăbă, e al doilea an la mine aici și după n-am pus floarea soarelui, deci acum 2 ani de zile am mai fost soare, 2 ani de zile orz, ca să scap de bureni. Ia că o firă ara, dracu, cea mai prăpădită buruiană, infecțiunea solului. Oh, da, nimic de zis, aici suntem... la mine, în așa zisul nautil, fără arat, un simplu disc în primăvară, toate că trebuia să-l dau în toamnă, iacă-te că e floarea soarelui. Asta este de la Undulea. Dacă o semănam 2-3 săptămâni, o lună mai devreme, dar nu veniseră niște piese la semănătoare, era perfect. Uitați cât de mare e turta asta la mine, nu? Ar fi băgat, ar fi umflat boaba până în mijloc. Și mai mă deranjează la nautilul ăsta, așa e și la mine, așa e și la colegul ăla mare, care de mulți ani lucrează minim til și nautil, ies buruieni de astea drăcoase. Pe urmă, bine, au fost și ploi bune, chiar bune, altfel nu ar fi arătat floarea asta așa. În fine,
ce să vor spunem una peste alta. Deși sunt multe boli, destule boli ale floarea soarelui, iacăt aici acum a rămas asta mică, iar o boală periculoasă. Și am mai văzut, dar una peste alta, ce să zic, merge. Aici este unde am dat un simplu disc subțire. E mai verde floarea soarelui, mai înaltă, dar totuși nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că n-am apă. Trebuia să o semăn mai devreme. Una la mână, semănatul mult mai devreme. Față de epoca, începutul epocii de semănat, dacă se poate cu o lună mai devreme, semănatul în așa fel încât cu riscul că dă înghețul și nu prea se au mai văzut în ultimii 10 ani pe la noi așa înghețuri foarte devreme, să poată să umple bobul cel cam până în mijloc, nu? Până să vină seceta. Deci că seceta la noi se instalează când vrea ea. Așa că ce planuri tot să ne facem? Ne facem și noi pe alea Băbești. Da, aici irigam băi tata odată. Sola aia, sola aia, sola aia peste tot. Funcție nu peste. Cum erau culturile, porumb, floarea soarelui nu prea era, masă furajeră, porumb parângă, adică porumbul parângă e cel care se, îl semănam după recoltarea orzului și aveam o semănătoare de-aia nautil de pe timpul neanicu, băi că nu o am bă, fotografiată, nu nimic, ca să-i pună în fund pe ăștia care tot vând semănători de-alea. Așa, cu talere de disc, cu arcuri, cu presiune, nu prea am folosit-o noi, că așa erau inginerii de atunci, că ceream noi bani mai mult pe semănatul ăla. Noi semeau, adică. Da. Deci trebuie schimbat hibridul foarte devreme, să-l punem să se coacă mai devreme, deci producțiile ioc vor fi mai mici. Ce trebuie să mai facem să fie foarte rezistente, rezistent hibridul la toate bolile ce persistă la floarea soarelui atunci când semănăm un an floarea soarelui, un an greu, un an floarea soarelui, un an ors și așa mai departe. Dracu, am mai văzut numai cu noile reglementări acum. Bă, nu mai dă frica, dă nu știu ce că o să mănânce. Cum să zic eu că irigații au fost pe la noi pe timpul lui Tătuca, criminalul ăla care a făcut toată țara asta frumoasă. Așa, trebuie doar retehnologizate. Canalele sunt, curbele de nivel sunt. Ce mai vrei mă bagi acolo, dita mai țevile și alea? Nu! Nu cumva România să o ia înainte. V-am mai zis eu, peștele se împute de la cap, dar se curăță de la coadă. Mă cam doare cocoașa, într-adevăr, la astfel de vorbe. Când văd copiii, mulți copii nenorociți, nu mai știu încotro să o ia, cu depresii, cu tot felul de boli de-astea, se întreabă, eu nu mai mă însor, eu nu mai am familie, eu încotro să o iau. Să mă fac homo, să mă fac ce? Să nu mai dăm vina pe copiii ăștia. Noi părinții suntem de vină. Atunci când punem ștampila. N-a luat-o pe urmă lui Șoșoa, că am văzut ce a făcut. Nu. Bine ar fi să mai dea și ea cu sapa din când în când, dacă poate să plece. Uite, bă, și aici sunt crăpături. Nimic de zis. Dar nu sunt așa mari. Deci am conservat cât de cât am. Multe ar fi de spus. Dar ideea e în felul următor. După recoltat, când tragem linie, să mai rămânem cu ceva bani în buzunar. Să avem cu ce trece iarna. Nu? Măi, fraților,
Da. Aici ultima chestie, aici a fost capătul. Da, aici în lung e floarea soarelui de la Pioneer. Am zis că rămâne în urmă față de aia la altă, ce să zic, față de cea de la Fundulea. Mă, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Vedeți, trebuie să le studiez, de aia pun două. Am cam în fiecare an am făcut așa doi hibrizi în aceea solă, unul dintr-un cap și unul într-alt cap. E chiar frumoasă și asta, pălăria destul de mare. Ia câtă că la secet asta bagă până în mijloc, se poate, se anunță niște ploi acum. Mazăre n-am recoltat-o, mai mi-au trecut de două ori niște oi așa, dar nimic. Eu mai mă duc și pe la biserică și povestesc preotului acolo așa. Să aibă grijă. Da. Nu prea v-a plăcut filmul ăsta, dar din an în an eu am pierdut. Am vândut marfa mea aproape. Aproape la prima mână. Mi-au venit banii după o lună. De câteva ori, și la grâu, și la floarea soarelui, după ce grâu și al meu chipurile se făcuse făină în Africa sau cine știe în ce țară. De-aia am mai spus, asociațiile așa zise, de la furcă la furculiță, trebuie făcute neapărat. Bă, dar ce vorbe așa. Bă, eu m-am picopsit de la nea Nicu, mă. Ăla care a dărâmat, a fost împușcat pentru subminarea economiei de stat. Frumos, tata. Hai să vedem ce vifore mai vin și vom mai vorbi.